Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Impact Social. Sunt Angela Zaharova și vă propun în această seară să vorbim cu administrația publică locală din Orhei. Așa cum mandatul aleșilor locali expiră în câteva luni și în vară, cel mai probabil, vom fi chemați din nou la alegerile generale locale, Elita TV realizează o serie de dezbateri cu aleșii locali din raioanele în care este prezentă. Este vorba de raionul Rezina, Orhei, Crioleni, Dubăsari și Șoldănești. Azi vorbim despre activitatea administrației publice locale din Orhei, realizările, problemele, dar și restanțele cu care încheie aleșii locali acest mandat de guvernare. Vreau să accentuez că au fost invitați la dezbateri reprezentanții tuturor formațiunilor politice prezente în Consiliul Raional Orhei. Azi la emisiune participă Ion Ștefârță, președintele Raionului Orhei, ales pe listele PLDM. Bun venit! Ion Frunze, consilier raional PLDM. Bun venit! Și Ion Racu, vicepreședintele raionului, ales pe listele PDM. Bun venit! Vrem să știm cu ce ați ajuns la această etapă de guvernare locală, inclusiv restanțele, și ce mai credeți că este posibil de a reuși în următoarele luni pentru a fi gata să ne cereți din nou un vot de încredere în alegerile generale locale. Ați aprobat joi bugetul raional pentru anul 2015. Vreau să ne spuneți pentru început cum arată acest buget pe scurt și în ce măsură credeți că va fi unul eficient pentru raionul Orhei. Domnule președinte. Stimați spectatori, bună seara. Într-adevăr, ieri joi, data de 18 decembrie, a fost aprobat bugetul Consiliului Raional, unde au participat toate fracțiunile. Vreau să spun, am avut o ședință de succes, o ședință lucrativă, unde din cele 18 puncte au fost adoptate toate, inclusiv și bugetul în prima lectură și a doua lectură. Anul acesta, bugetul, spre deosebire de anul trecut, este un pic mai moderat. Pentru prima dată avem niște reforme în financiare care, pentru anul 2015, eu cred că va fi o claritate mai bună pentru administrația publică de nivelul 1 și nivelul 2. Dacă până în anul acesta noi am avut 39 de bugete, între cele 38 de primării ale a raionului Orhei, începând cu 2015, fiecare primărie își adoptă bugetul ei aparte, transferul va fi redicționate direct la primării și dacă anul trecut bugetul raionului Orhei alcătuia 264 milioane, anul acesta 194, unde avem în direct niște finanțări pentru cele trei secții care le avem prin Consiliul Naș, cele trei direcții. Dar referitor cum a fost petrecut ședința, a decis acele trei săptămâni de lucru cu fiecare fracțiune în parte, cu fiecare consilier, în comisii, în fracțiuni, până am ajuns la un numitor comun. E clar că au mai fost niște schimbări, au mai fost niște întrebări, niște răspunsuri, dar oricum până la urmă am ajuns la un numitor comun și am primit un buget care eu cred că va fi de folos raionului pentru anul 2015. Legea finanțelor publice locale a fost actualizată acum un an, peste un an de Parlament, și acest nou sistem de finanțare, ne spun experții că va fi unul foarte agreabil pentru, în special pentru sate, pentru primăriile raioanelor, din satelor din raioane. Vreau să ne spuneți ce așteptări aveți de la acest nou sistem de finanțare, domnule vicepreședinte. Păi, ce să vă spun, eu totuși mă gândesc cât de agreabil va fi, după cum afirmați dumneavoastră. Așa ne spun experții, eu vă întreb pe dumneavoastră, da? Ce părere aveți. Posibil, deci, pentru cele primării, să zicem, mai mari, primării unde sunt persiste agenții economici, evident, care o să poată să vese ceva în bugetul primăriei. Posibil, experții au avut în vedere, vreau să zic că dacă vor fi luați în considerație sau vor fi luate în considerație toate genurile de activități care persistă la noi în multe localități, ce am eu aici în vedere. Am în vedere, deci, cei agenți economici sau cum se numim noi, care fug de declararea, să zicem, veniturilor sale. Așa, fiindcă avem fel de fel de mestri, fel de fel de alți oameni care se ocupă cu anumite genuri de activitate, dar care nu declară, așa? Deci, de ce zic cu acestea? Răz că, fiind în 2010 într-o localitate din Germania, răz că discutam cu primarul din localitatea dată, burgomistru, cum îi spune ei.
Și adică ne interesăm, deci cum își construiesc ei bugetul. Și el spune că are 9 agenți economici, vă zic, în teritoriu. Din acești 9 agenți, vă zic, este un olar care face anumite, vă zic, vase din oale, fel de fel de alte chestii, așa, care el declară toate veniturile sale, așa, cei ce el realizează, adică el declară, că nemții sunt pedanți în chestiile acestea. Are 2 meșteri care se ocupă cu lemnul. Fac uși, geamuri, eu mai știu ce alte chestii din lemn, așa? Și care de asemenea zic că veniturile sale sunt declarate, sunt controlate. Iarăși sunt vărsări în buget. Deci din toți 9, niciunul nu și din toți 9, toți declară și completează bugetul, așa? Și astfel, vreau zic, el completând bugetul, poate să-și facă salariul său. Salariul său depinde, vreau zic, într-o măsură proporțională de acele venituri care le are la nivel de localitate. Aici apare un interes al primarului, știți, ca el să caute cei agenți, să-i aducă să verse în buget, așa, ca să constituie un buget, evident, mai mare. Ca să-și poată, pe de o parte, așa, poate nu-i normal, afirmând lucrurile astea, să-și facă un salariu mai consistent, așa? E, mă rog, asta e o părere. În rest, vreau să zic că evident că eu, din ceea ce discutăm cu primarii, e un lucru foarte benefic pentru ei prin faptul că, adică, după cum ei menționează, o să simtă stăpâni și o să-și redirecționeze banii, o să socoate ei că au nevoie împreună cu comunitatea. Deci vom trăi și vom vedea. Care vine din domeniul fiscului. Doar o mică precizare în respectivă întrebare dată. Vreau să vă spun că din cele 38 de primării care astăzi activează la Norgăi, veniturile proprii sunt în jur de 10% la majoritatea, în afară de 3, în afară de 3 primării care au peste 30%. În rest, cele 35 de primării au în jur la 10%. Restul sunt, sunt transferurile de la stat, subvențele care sunt alocate până acum era prin intermediul raionului, acum direct la nivelul 1. Domnule Frunze, veniți din domeniul fiscului. În ce măsură este probabil această acoperire a necesităților satelor din taxele plătite de agenții economice din localitate și cât de ușor este să faci evaziune fiscală în sat, unde de fapt toată lumea te știe și primarul își cunoaște și poate număra pe degete agenții economice de acolo? Deci în primărie nu cred că ar fi vorba de o evaziune fiscală la un nivel național. Dar impactul se răsfrânge asupra primăriilor sau asupra localității. De fapt, Consiliul Raional este acea instituție, acel organ care aprobă politicile în cadrul raionului, care, într-un fel sau altul, încearcă, de fapt, să corecteze acele primării care mai mult sau mai puțin șchiopătează ceea ce sunt din încasări. Deci, dacă să vorbim despre încasări, anume în cadrul primăriilor, prin prisma legii privind descentralizarea și finanțele publice locale, a finanțelor publice locale, de fapt ar fi o problemă, fiindcă fiecare primar deja se va arata competențele sale de manager. Deci în cazul în care primăria nu își va putea întreține, deci cred că va fi cazul ori de schimbat primarul, ceea ce este deja prerogativa alegătorului. Ultima variantă, primarul cred că singur își va demisiona, fiindcă majoritatea primăriilor în raionul Orhei le vine foarte greu la momentul actual să se întreție. Dar le vine greu să se întreție fiindcă sunt o bună parte din primării, de primari, de fapt, care vin în incinta inspectoratului fiscal și ne întreabă cum putem pune la respect acei agenți economici care au tractoare, acei agenți economici care au o cotă de teren agricol arabil, dar mic, acei agenți economici care, cum spune domnul vicepreședinte, practică olăritul, meșteșugăritul. Deci, cred că îi va responsabiliza mai mult pe primari, inclusiv perceptorul fiscal. Spuneam că am insistat să avem la această emisiune și toți reprezentanții din Consiliul Raional Orhei, să avem și aici o poziție în studio. Nu știu în ce măsură există o poziție constructivă în Consiliul Raional Orhei. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră care este situația în Consiliul Raional și dacă aveți o poziție, cum lucrați și în general cum ați reușit în acest mandat de guvernare să conlucrați cu toți reprezentanții din Consiliu, toate formațiunile politice prezente în Consiliul Raional. Ca și în fiecare Consiliu, este o opoziție, de este principalul să avem o opoziție constructivă, o opoziție care am putea să conlucrăm. Eu mă bucur că am reușit parcursul acestor ani de zile, într-adevăr, să avem o opoziție reușită,
dacă pe parcursul la toți acești 4 ani de zile am avut în fiecare an 6-7 ședinți, în majoritatea ședințelor toate proiectele de decizii au fost primite aproape unanim și rare ori când am avut poate opoziție care să nu treacă în ședință. În rest, avem o conlucrare și cu dânșii, ne socotim, conlucrăm, fiindcă oricum ei tot fac parte din cei 35 de consilieri și ei tot ce știe în satele respective unde sunt primarii de la formațiile respective, sunt oameni care au votat nu numai partidul care îl simpatizează, dar au votat toate partidele și noi ca organ executiv trebuie să fim corecți pentru toată societatea, să avem o conlucrare cu toate 30 primării și în primul rând și cu opoziția. Chiar dacă se mai încearcă uneori să-și facă cineva ambițiile, oricum până la urmă ajungem la un motor comun. Știți că am întrebat și corespondenții noștri de la Orhei și ziariștii săptămânalului Cuvântul, colegii noștri de aici din Rezina, dar care au reporteri și la Orhei, și de fapt ne-au spus că este ceva foarte rar ce se întâmplă în consiliile raionale din Republica Moldova ca să ajungi la un asemenea consens. Poate de atâta și au considerat că le este interesant să vină la această emisiune, știind că aveți deja o înțelegere acolo mai bună decât în alte raioane. Domnule vicepreședinte, dumneavoastră, după care principii vă conduceți atunci când este vorba de cedat, de un compromis, de ajunge la un numitor comun, atunci când se pune în discuție o chestiune mai, să zic așa, mai delicată, mai delicată pentru a fi votată de către toți consilierii? După principii democrații. Și atât? Cum reușiți să convingeți? Bănuiesc că participați și dumneavoastră la... Păi dacă ne referim la buget, ceea ce a sunat mai înainte întrebarea dumneavoastră, da, pe cum a spus domnul președinte, într-adevăr s-a lucrat foarte mult la elaborarea bugetului, însă ședința de ieri, vreau să zic că practic s-a terminat undeva în 2 ore, cu toate că au fost dezbateri mai de jumătate de oră, privitor la o altă întrebare ce nu ține de ordine de zi, adică era vorba de spitalul psihiatrie, acolo sunt niște probleme. Adică s-a desfășurat într-un timp restrâns, prin fapt s-a lucrat foarte mult în comisii. Adică până la ședință s-a lucrat practic mult în cadrul comisiilor, unde s-au dezbătut în întrebările, vreau să zic că s-a ajuns la un consens, după cum a spus domnul președinte, unde adică au fost unele probleme privitor la unele localități, să zicem, gen de alocații și așa mai departe, adică s-a modificat, s-a... cu alte promisiuni, să zicem, pe anul viitor vom reveni la unele întrebări sau solduri vom vedea, adică care ar fi și vom putea ca să acoperim, fiindcă, mă rog, știți, cu formațiune politice, formațiuni politice, dar în spate la fiecare reprezentant din Consiliu, oricum s-au niște cetățeni din localitățile noastre care nu poartă nicio vină, să zicem noi că la un moment dat unul din partide e în opoziție. Și aici ar fi chiar interesant să... Ce sfaturi puteți oferi colegilor din alte raioane care chiar nu, nici pe final de mandat nu au reușit să găsească acest numitor comun. Nu mai zic de opoziție, de Partidul Comuniștilor, Socialiști sau alte partide de opoziție, dar chiar nici PD și PLDM nu găsesc limbă comună în unele consilii raionale. Nu, cred că sunt niște interese. Ce ar urma să se întâmple? Niște interese personale. În următoarele 5-6 luni. Vreau să zic că și de pus interesul raionului sau în genul interesul național mai presus ca interesele personale. Și atunci eu cred că o să ajungă la consens. Ce ar urma să se întâmple, domnule Frunze, în raioanele unde nu se înțeleg nici cei din coaliția de guvernare? Să mă refer mai întâi la Orhei, deci, de fapt, grație președintelui raionului, care este exponent al Partidului Liberal Democrat din Moldova, nouă dată am arătat că formațiunea noastră, deci, poate și ceda uneori. Deci, de fapt, noi încercăm să cedăm în favoarea cetățeanului. Decătând la faptul că, anume, în raionul Orhei sunt primari exponenții mai multor formațiuni politice, deci, dacă ne uităm în legea bugetului pe anul 2015, inclusiv pe 2013, 2014 și 2013, deci de când ne aflăm la guvernare, deci am arătat de mai multe ori că formațiunea PLDM, deci, are prerogativă de a ajuta cetățenii. Deci, de fapt, nu a ajutat cetățenii cât a împărți, a distribui sau a redistribui fondurile care ne vin de la nivel central, deci proporțional.
Deci promoțional după necesitate. În cazul în care un primar vine un alt exponent politic din o altă formațiune politică, deci nu neapărat să fie de la guvernare, nu neapărat să fie exponent al formațiunilor PLE, PLDM sau care nu se află la moment la guvernare, deci președintele raionului încearcă într-un fel sau altul, deci să-i mulțumească pe fiecare în parte. Deci de fiecare dată. De asemenea, și formațiunea Partidul Democrat din Moldova, care deține la moment în raion două funcții de vicepreședinte, două funcții destul de importante, deci la moment de asemenea încearcă prin diferite modalități, deci să convingă alegătorul, să convingă cetățenii, să convingă consilierii din cadrul Consiliului Raional, fiindcă toți cetățenii sunt egali. Deci în fiecare localitate din cadrul raionului Orhei, deci sunt anumite realizări. Ce ați răspunde totuși celor care consideră că până acum este vorba de mai multe raioane să fac aceste declarații, să ne spuneți cum este la Orhei? Ce le-ați răspunde celor care consideră că redistribuirea finanțelor publice a fost banului public, a fost totuși pe criterii politice? Să încerce. La baza oricărui succes, în primul rând, eu cred că este conlucrarea, comunicarea cu fiecare consilier, comunicarea cu toți primarii, cu șefii direcțiilor, secțiilor și dacă este necesar, nu deodată, nu două, de atâtea ori cât este necesar. Tot timpul, atunci când este proiectul de decizie de împărțire a banului, undeva ne atingem de un scandal. Deci este foarte bine ca până la ședință să punem lucrurile la punct, să vedem necesitățile concrete. Fiecare partid vrea ca în primările lor să vină cât mai multe investiții. Spre deosebire de bugetul 2015, care îl avem în prag, de la anul viitor nu va fi repartizată aceste surse prin primărie. De ce v-am întrebat despre bugetul trecut? Da. Nu va fi repartizați banii, cred că va fi mai ușor și scandalul va fi mai puține, nu pentru raionul Orhei, dar pentru toate raioanele. Pentru că acolo ne merge vorba de bani, tot timpul mai greu să ajunge la un numitor comun, la un consens. Începând cu 2015, fiecare primărie, nivelul 1, o să gestioneze banul lui direct și nu o să mai aibă nevoie de contribuțiile noastre, oricum Consiliul Raional pentru viitor prevedem încă un plan de activitate cum să ajutăm acele primării și mai ales să le ajutăm acolo unde se lucrează, acolo unde se câștigă proiecte și dar știm destul de bine că orice proiect necesită contribuția societății. Dacă noi lăsăm în fiecare primărie ca aceste 15% de contribuție să fie alocate de către cetățeni, este sigur că acest proiect va da faliment. Deci trebuie să ne gândim foarte bine pentru anul 2015 să avem o sumă respectivă. Dacă anul trecut am avut-o de 1,5 milioane, cred că pentru anul viitor ar trebui să dublăm această sumă, fiindcă ne așteaptă niște realizări mai mari, vom avea mai multe proiecte, deja se lucrează mult asupra unor proiecte tehnice, care, vrem sau nu vrem, această contribuție de 15% trebuie să fie asigurată. Deci noi tot timpul, Consiliul Raional Orhei, a contribuit cu 30% din suma contribuției din acele 5% pentru fiecare proiect. Anul acesta chiar am avut o leacă, chiar am depășit o leacă această contribuție care a fost plănuită până la sfârșitul anului. De aceea este necesitate pentru anul viitor să dublăm această sumă ca să putem finanța cât mai multe proiecte străine în orice teritoriu. Deci noi, de fapt, am arătat parcursul ultimului 4 ani de zile, ceea ce le sugerăm și altor raioane, deci să încerce, cum spune domnul președinte, să negocieze. Deci formațiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova, deci în cadrul Consiliului Raional, încearcă de fiecare dată să negocieze, deci până la aprobarea bugetului, fiindcă, de fapt, exercițiul bugetar sau aprobarea bugetului pe fiecare an în parte este un exercițiu de 2, 3, 5 ori, poate fi mai mult, nu a fost. Deci ultimul exercițiu bugetar ne-a arătat că Consiliul a avut loc nu mai mult de 2 ore, deci până la 2 ore, dar până aprobarea bugetului, deci în cadrul comisiilor, în cadrul coaliției, în cadrul fracțiunilor, deci a fost discutat nemijlocit fiecare punct în parte și cred că la fiecare punct în parte a fost discuții și a fost discuții aprinse. Este regretabil faptul, de fapt, că colegii din celelalte formațiuni politice
care, bine, nu sunt la guvernare, dar oricum sunt într-o opoziție constructivă în Consiliul Rănal Orhei, nu s-au prezentat. Ori ne pune la îndoială faptul că aceștia anume beneficiază și de anumite bunuri, deci anumite beneficii, care au fost repartizate în cadrul Consiliului Raional proporțional. Deci nu au fost repartizate aceste surse financiare exclusiv Partidul Liberal Democrat de Moldova și Partidul Democrat. Deci au fost împărțite criteriilor, deci după necesitate. Fiecare primar care a avut necesitate de o anumită sursă financiară, deci a venit și a expus, dar s-a expus în cadrul Consiliului, nu pe foaie, nu pe ascunse. Deci este o sugestie pentru fiecare consilier în parte, deci pentru ceilalte raioane, pentru a se negocia. Se negociază de multe ori în cadrul Consiliului Raional, deci împreună cu domnul președinte, împreună cu ceilalte formațiuni politice, deci discutam și 3-4 ori o singură întrebare. Deci, dar până la ședință, dar pregăteam exercițiul bugetar, deci parcursul ultimele 2 luni de zile, necătând la faptul că a fost chiar, eram în campanie electorală, exercițiul bugetar oricum rămânea o prioritate pentru Consiliul Raional Orhei. Vorbeam, de fapt, nu doar despre buget, dar în general despre deciziile unui Consiliu Raional. Dacă să ne referim la buget, adică nu te spune chiar atât de, știți, nieted a fost, dar au fost niște încercări chiar ieri în cadrul ședinței din partea unor consilieri, că uite, vreau zic, că consilieri, adică nu sunt de voie să mint colegii, adică medici, așa că puțin se acordă la sistemul de sănătate. Nu știu de ce au motivat chestia aceasta, domnul președinte, nu sunt de voie să minte, adică foarte mulți bani s-au locat chiar spitalul raional. Din raion, răzic, parcurs la 3 ani de zile au beneficiat undeva peste 100 de milioane investiții, adică acolo s-au făcut niște reparații extraordinare, așa, și ca spunem noi că nu s-a acordat sau nu s-a acordat atenție medicinei, s-au fost pur și simplu, știți, niște încercări așa mici de a ne strica ședința, dar care n-au reușit. Este adevărat, s-au acordat surse financiare suficiente, dar trebuie să ținem copii. Când în Europa de Est, cred că, unde suntem și noi mai mult sau mai puțin, deci Spitalul Raional Orhei, deci Centrul Perinatal din Orhei, deci este unical, nu mai există așa ceva. Deci este un plus al Consiliului Raional, este un plus al Ministerului Sănătății. Deci care a contribuit nemijlocit Consiliul Raional Orhei împreună cu echipa întreagă, deci împreună cu echipa atât pe LDM cât pe de cât și alte formațiuni politice. Deci nu sunt cuvinte. Deci sunt toate formulele care au fost implicate în cadrul acestui spital, deci sunt unicale. Deci este ceva care nu mai există, nu în Moldova. Deci în tot spațiul, eu cred că nu atât în spațiul ex-sovietic, cât în Europa de Est. Dacă totuși nu au venit ceilalți consilieri, de fapt, de obicei vine opoziția și vin cei care nu au puterea în mâine și mai rar vin cei de la conducere, că ei consideră că oricum au ei de decis. Dar aici vreau să vă întreb președinte, vicepreședinte, dacă ați face o retrospectivă a acestor ani de guvernare, vreau să ne spuneți care sunt obiectivele pe care le-ați promis de fapt în alegerile locale precedente și le-ați realizat până la această etapă și mai târziu vorbim și despre restanțe. Noi am intrat în campania electorală 2011 cu niște promisiuni față de cetățeni concrete și chiar eu ca președinte Răvăr mi-am pus scopul ca în parcursul acești 4 ani de zile să avem niște realizări la construcția apeductelor, canalizării, drumurilor, gazificării și electrificării. Vreau să vă spun că pentru 2015 ne-a rămas ultimul sector din cele 30, din cele 75 de localități, Tribujeni, Brănești și Butuceni, care trebuie să le gazificăm. În rest, în toate localitățile este tras gaz. Dacă nu în localitate, atunci sigur până la sat este realizat. Iluminarea stradală, anul trecut am implementat un proiect în 25 de localități. Iluminarea stradală a fost efectuată anul acesta încă în 12. Anul acesta avem în reparație capitală 22 de case de cultură care practic au fost ruinați și nu au activat parcursul la 10 de ani. La capitolul drumuri, aici e clar că este nevoie de sume extraordinar de mari. Anul acesta, noi, în afară de cele 6 milioane care le-am avut în bugetul raional, mă refer la cele 50% care vin
de la fondul rutier în, în localitățile din raionul Orhei, am avut încă 20 între 40 milioane alocate de la guvern, de la Ministerul Transportului, de la fondul rutier, pentru toate satele din localitățile noastre. Vreau să vă spun că la momentul de față, chiar cât de greu nu este implementarea acestor proiecte, fiindcă noi știm cu toții la Agenția Drumurilor, sunt niște cerințe mai deosebite pentru darea exploatarea unei porțiuni de drum. Noi ne-am rămas de finalizat încă trei porțiuni de drum în trei primării, care să cotim că azi mâine le finalizăm și 100% ce am avut preconizat, aceeași am îndeplinit. O prioritate a Consiliului Raional este, a devenit cu 2 ani în urmă, instituțiile de învățământ preuniversitare au trecut la nivelul 2. Vreau să vă spun că dacă până la trecerea la nivelul 2, în fiecare an noi avem investiții capitale în toate cele 56 de școli care le avem în raion, de la 1 milion până la 1,5 milioane, anul trecut noi am avut 19 milioane investiții în aceste 56 de școli. Avem un program destul de bine pus și pentru anul viitor, fiindcă prioritatea au fost și rămâne instituțiile preuniversitare, instituțiile preșcolare, anume aici bugetul trebuie să intervină, să vină, să facă niște condiții cât mai bune pentru copiii noștri, ca să însușească ceea ce ne dorim noi. Auzim acum realizările președintelui raionului în echipă, desigur, cu toate forțele, formațiunile politice cu care ați reușit să colaborați. Aici mă interesează cum a reușit Partidul Democrat să, cel puțin tangențial, sau în ce măsură, să-și atingă scopurile propuse și promisiunile cu care a venit să ceară votul alegătorului în campania electorală precedentă și ce s-a reușit până acum. Pe ce nu să mă refer nemijlocit la Partidul Democrat, că nu aș vrea, adică să știți, Nu suntem în campanie, dar oricum campanie. Chiar eu vreau să mă refer la acel domeniu la care, adică, am purtat de mijlocit răspundere, domeniul social, am activat, da, fiindcă, într-adevăr, avem niște realizări, nu mă tem să spun lucrul acesta. Orhei, noi permanent răză că am fost un partener strategic al tuturor organizațiilor neguvernamentale, chiar la nivel de Republică, fiindcă activăm de mult, vreau să zic, cu parteneriate pentru felul de fiecare copil, fosta Evely Child, cum corect, Child, da, cu Lumosul, cu Chestone, vreau să zic, prin intermediul, de exemplu, la Chestone, noi avem 6 servicii deschise la nivel de raion, practic un singur serviciu nu l-am deschis, vorbim de plasament familial, dar care de anul acesta, vreau să zic, am putut să promovăm prin Consiliu și întrebarea respectivă și avem bani pentru 5 unități în caz de o să fie necesitate, vreau să zic că știți, pe de o parte, alții poate să zică, uite, mă, dar păi cheltui bani în statul, deschide atâtea servicii și așa mai departe. Noi serviciile deschidem, ele trebuie să fie prezente în caz de apare. Dar să le dezvoltăm? Cazul, vreau să zic, ca noi să putem asigura pentru persoana sau persoanele, vreau să-i asigurăm siguranță. Așa? E bine, într-adevăr, că adică aceste servicii să nu avem nevoie de ele, fiindcă undeva cu 4 ani în urmă, vreau zic că am deschis în raion 3 centri multifuncționale sociale, așa? Și în cadrul acestor centri sociale, vreau zic că avem mai multe tipuri de servicii dezvoltate. Deci atunci, cu fosta guvernare, deci ne-am gândit că ar fi normal să avem, pe lângă cei care au niște prerogative, să zicem, la nivel de comunitate, vreau să deschidem și servicii de nivel raional. Astfel, vreau să zic că, de exemplu, Isacu, am deschis 8 locuri pentru femeile abuzate, mamele tinere, vreau să zic că, să zicem, noi care au păcătuit, să zicem, și părinții au probleme, nu au majoratul, așa, și atunci nu au unde pleca. Trebuie să le asigur cineva. Sunt și cazuri de acestea, că sunt fugărite din familie, așa. Avem în localitatea Piatra 8 locuri pentru oamenii străzii, maturi din caz de avem, și avem în localitatea Perisești, alt centru social, vreau, foarte puternic, unde avem, pe lângă cei lucruri bune care se fac acolo, avem și 8 locuri preconizate pentru copii. Copii care, vreau, la un moment rămân fără anumite, fără susținere, fără părinți, au anumite probleme. Pe dumneavoastră personal vă întreabă Ion Cernei, corespondent Cuvântul la Orhei, despre aceste mai multe proiecte de asistență socială pe care le-ați menționat dumneavoastră. El vă întreabă
Și vă rog să ne spuneți care este impactul acestor proiecte asupra sistemului de asistență socială din raion, dar în special cum a simțit cetățeanul simplu efectul acestor instituții. Eu am înțeles întrebarea, vreau să zic că o să vă spun un lucru, adică e bine că avem atâtea, vreau să zic că se alocă niște bani, dar banii aceștia nu sunt suficienți. Fiindcă donatorii, știți cum, ne-au mai făcut câte o excursie și peste hotare. Și am văzut, vreau să zic, servicii, de exemplu, în Scoția. Și vreau să vă zic că, de exemplu, pentru un plasament a unui copil cu dizabilități în Scoția, săptămânal se cheltuie între 8 și 10 mii de lei bani de ei noștri. Adică, vă dați seama, pe lună, să 8 ori 4, 24, 40 de mii de lei, așa? Pe când la noi, vreau să zic, cât se cheltuie? Deci, cel mult undeva 1000 de lei pe lună. Păi, faci o diferență. Adică doar, păi clar că bugetul e sărac, adică nu este suficient în ceea ce cheltuim noi și evident că și impactul nu este acel care ne-l-am dorit ca să-l simțim. Vă dau un alt exemplu. Așa? Guvernul deja a aprobat lege privitor la asistentul personal, pentru persoane cu dizabilitate severă. Deci parcă ar părea că este un lucru binevenit, așa? Da, el este binevenit, dar este un lucru bun, dar el nu asigură, să zicem, necesitățile întregului raion. Că noi, de exemplu, la nivel de raion avem 910 persoane cu dizabilitate severă. Ca să deschidem la moment 910 locuri de muncă, deci conform regulamentul acestui serviciu, adică persoana cu grad dizabilitate severă ar putea să beneficieze de un îngrijitor personal. 910 locuri de muncă deschise la nivel de unitate teritorială administrativă raionul cum este, nu, pur și simplu nu ne ține cureaua, așa vorbind mai. Specialiști, evident că nu o să găsim, dar... Până la urmă, cetățeanul simplu a avut de beneficiat de aceste proiecte sociale care au fost dezvoltate în raionul și în ce măsură? Evident că cei cetățeni răzăcari nemijlocit se bucură de unul sau alt serviciu, evident că au de câștigat. Eu vă dau un exemplu privitor la serviciul Respiro. Vine însăși de la denumire, de respiro, de a respira, adică dintr-un moment. Deci în ce constă el? Persoane cu dizabilități, copii din familie, deci noi am deschis un astfel de serviciu unde pe o perioadă de 30 de zile pe parcursul anului, care părintele poate să o împarte cum dorește, adică poate să aducă copilul la centru, ca în timpul acesta mama să-și soluționeze niște întrebări, orică face reparații, orică vrea să duc să odihnească sau alte chestii. Poate o să vină să râdeți, poate nu știu ce, dar serviciul acesta vreau să zic că există în lume și am văzut... De ce să vedem dacă este o necesitate strângentă? Știți că mulți se privesc lucrurile acestea, păi bine, iată, sta acasă și cineva avea grijă de copil. Dar închipuiți-vă, vreau să zic, o mamă care este legată, nu pot să zici avem astfel, foarte multe mame este legată de anume de copilul și... care, vreau să zic, are grad de dizabilitate severă și nu poate să-l lese, înțelegeți că dacă îl lasă, se întâmplă ceea ce avem, iată, astăzi dimineața, deci dat un copil din reanimare dintr-o localitate. Și evident se vede că anume din coincident cu mama a lăsat copilul, fiindcă copilul, fiind născut în 24 noiembrie, a plecat din maternitate, vreau să zic, într-o situație foarte bună, după cum afirmă medicii, ca după 10 zile să fie întors înapoi, să nimerească în reanimare, prin faptul că se vede că, vreau să zic, a fost o scăpare din partea autorităților publici locale, prin faptul că n-au ținut sub control familia respectivă, știind că ea este o familie dezorganizată. Așa, trebuia să o luăm, să o ținem în vizor, cu atât mai mult că este al patru copil în familie. Așa? Și noi, e dureros faptul acesta, fiindcă am avut în 2010 un proiect foarte, foarte bun, iar așa a fost pilot, Orheiul, e vorba de mecanism intersectorial, pilotarea lui, după aceea, vreau să zic, văzând rezultatele, am fost răspândit prin întreg raionul, fiindcă au fost mai la început, deci în 5 primării pilotat, după aceea a fost răspândit întreg raionul, ca după aceea să fie preluat la nivel de republică. Deci s-au creat prin proiectul respectiv echipe multidisciplinare în fiecare localitate, din care ar trebui să fac parte primarul localității, asistent social, director de liceu, gimnaziu, director de grădiniță, medicul de familie, sora medicală, polițistul de sector, preotul de cinu, așa? Adică ar fi bine, consilieri locali care să fac parte. Care a fost aportul autorităților locale? Au beneficiat, vreau să zic, de instruire absolut toți factorii, fiindcă a fost semnat acord între patru ministere. Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Educației și Ministerul de Interne. Toți au beneficiat de instruire. Fiecare polițist sector, asistenței sociale. Este vorba de un proiect mai care depășește raionul Orhei, care a fost implementat în mai multe raioane. Da, la început a fost implementat la noi în raion. Așa. Bine, nu la asta vreau să mă refer. Vreau să mă refer la ce, că adică menirea echipii multidisciplinare este anume de a ține la control cazurile respective, familiile acestea needucogene, neorganizate și așa mai departe, și de a permanent, adică ținându-i în vizorul său, de a căta căi de soluționare.
a problemelor lor. Când noi discutam ieri am avut ședința Consiliului Raional pentru Dreptul Copilului și discutam cazurile respective, inclusiv și ăsta. Și am întrebat și același medic de familie și același asistent social, cum ați lucrat voi cu familia respectivă? Să știți că vom continua să insistăm să veniți la emisiuni pentru azi discutăm despre mandatul acesta care se apropie de sfârșit, dar după sărbătorile de Crăciun o să vă invităm chiar anume despre aceste probleme despre care vorbiți dumneavoastră, cu care se confruntă cetățenii noștri, în special cei care au copii cu dizabilități și necesită o asistență mai specială din partea statului. Vreau aici să-l întreb pe domnul Ion Ștefârță, același corespondent de la Cuvântul din Orhei, vă întreabă dacă în ce măsură au fost realizate proiectele de construcție și reparație a obiectelor de menire social-cultural. Spuneți că aveți peste 22 de centre de culturale, case de cultură în raion, care erau... Care anul acesta le reparăm, capital. Erau și sunt reparate. Deci când ați venit, erau într-o stare deplorabilă, așa am anul înțeles. Anul acesta 22 le reparăm. Așa, din mai multe câte sunt? Din 62. Așa. Și care este situația acum? Vă întreabă Ion Cernei. E clar că atunci când nu se ajung surse financiare, pe ultimul plan este alocarea banilor în cultură, ceea ce facem poate o greșeală. Ei, peste ani de zile, se reflectă negativ asupra societății, ceea ce nu facem noi. Majoritatea caselor de cultură au fost întotdeauna sare. Mă refer, nu erau încălzite, fiindcă necesită bani mari pentru încălzire și ele se folosesc rar. Era nevoie de acoperișuri, uși, ferestre și încetul cu încetul din cele 62 de case de cultură, noi ne mai rămân încă 8 case pentru anii viitori să le reparăm. Capital, în celelalte, finalizăm reparația capitală în toate aceste cămine culturale. Asta este situația și avem niște întrebări de la Agenția de Dezvoltare Rurală. Anatol Bucatcă are întrebări către toți participanții la această emisiune. Și aici vă rog să vă alegeți cine și la care dintre acestea va răspunde. Și prima întrebare este despre terenurile sportive din sate, starea proastă a terenurilor sportive din sate. Ce măsuri vă propuneți sau ați realizat pentru reabilitarea, relansarea sportului în raion, atât infrastructura cât și pregătirea personalului necesară în acest domeniu? Da, într-adevăr aceasta este o întrebare actuală și din momentul când au trecut la nivelul 2 instituțiile preuniversitare. Noi avem o prerogativă pentru reparația capitală a tuturor sălilor de sport. Numai anul acesta vreau să vă spun că am construit 4 terenuri de mini-fotbal, în sumă la 500 de mii fiecare. Am construit o școală de box, una este a 3-a din Republică, în sumă de 2 milioane de lei, unde se antrenează 74 de copii. Am reparat școala sportivă, și pentru viitor, pentru anul viitor, ne-am plănuit ca în 8 școli să reparăm sale de sport, să le reparăm, fiindcă într-adevăr ele sunt într-o situație deplorabilă. La acest capitol noi ne-am orientat la timp și vreau să vă spun că și copiii, și profesorii chiar sunt foarte mulțumiți, am avut chiar deschideri oficiale, am făcut niște terenuri foarte bune, artificiale. Pentru viitor vrem încă și la dumneavoastră poate cunoașteți că Raionul Orhei avem un teren de fotbal unde este accesibil. Se dau pentru meciurile cele mai importante. Și această dezvoltare continuă mai departe pentru anul 2015-2016 în viitor. Dincolo de programele naționale, cum susțineți micul business în raion, în special tineri antreprenori? Ne întreabă Anatol Bucatcă de la ADR. Mecanisme concrete, locale, pe care le-ați realizat sau vi le propuneți, pentru că, spune domnul Bucat, că sunt tineri migranți care vin și investesc și dezamăgiți pleacă din cauza barierilor birocratice. Este vorba despre niște tineri cu care a comunicat reprezentanții ADR-ului la această temă și chiar este interesant. Dacă ați reușit, cum ați redus aceste bariere democratice pentru birocratice? Pe lângă Consiliul Raional a fost deschis un birou informațional pentru un proiect. Am câștigat un proiect în sumă de 140.000 de lei
care în fiecare săptămână, în ziua de joi, se, se deplasează în teren cu toți specialiștii din, din Consiliul Rional, inclusiv și cu acei specialiști de la Direcția de Economie, unde venim cu consultații și cu propuneri concrete pentru fiecare cetățean care ar vrea să dezvolte un business mic, mijlociu sau mai mare. Sunt ceva rezultate, sunt ceva cifre sau afaceri deschise? Nu? Avem anul acesta 12 tineri au inițiat afaceri lor și au au avut sume impunătoare de bani din diferite proiecte. Totodată vrem să vă spun că vrem sau nu vrem, în toate localitățile din cât din una sau din alte regiuni, activitatea principală în localitățile rurale este agricultura. Și în Ministerul Agriculturii mulțumim foarte mult că au fost atât de receptivi și avem o ajutor atât de mare. Raionul Orhei, anul acesta, am beneficiat de 3 ori mai mult subvenții din acest minister decât anii trecuți. Și toate sunt îndreptare spre, pentru dezvoltarea business-ului mic și mijlociu. Chiar aceleași construcții de ferme pentru bovine, pentru căprine. Vreau să vă spun că pentru prima dată am avut un, un seminar, o prima ediție a crescătorilor de bovine, de căprine și ovine din întreaga Republică, unde a participat 13 răioane. Și vreau să vă spun că vârsta medie a acestor tineri, acestor antreprenori, era de 35 de ani. M-am mirat chiar cât de mult sunt cointeresați pentru dezvoltarea acestui business de creșterea ovinului și a căprinelor. Pe urmă, acest concurs a fost și în alte răioane implementat, dar pentru prima dată a fost la Orhei. Domnule Frunze, în ce măsură micul business aduce contribuții în bugetul de stat la Orhei? De fapt, la momentul actual, cred că micul business în bugetul de stat contribuie în medie cu 25-30%. Dar, de regulă, în toată lumea civilizată sau în statele europene, în statele comunitare, de fapt, asta este în medie de 60-70%. Noi bănuim că parcursul mandatului actual al actualei guvernări, deja al actualului parlament, deja micul business își va reveni, având în vedere că avem hotarele deschise, având în vedere că a fost liberalizat regimul de vize, foarte mult sperăm, ceea ce de fapt și ne arată primii pași, care a confirmat și domnul președinte că în următorii 2-3 ani micul business deja va merge cu un alt pas. Acele 30%, vreau să vă spun cu Costit, dacă anul trecut noi am accesat subvenții 11 milioane, anul acesta 38 milioane. Chiar vreau să vă întreb dacă cât de des țineți legătura cu fermierii, cu oamenii pământului, cu agricultorii și în ce măsură sunt aceștia gata să-și scoată producția, produsele pe piața europeană despre care se vorbește atât de mult, că uite, s-a deschis, dar noi am realizat mai multe subiecte în raionul Orhei și am întâlnit producători agricoli care chiar sunt gata să și deja și exportă mărfurile, produsele peste hotare, pe piața europeană, dar o bună parte dintre ei totuși mai stau cu frica că nu vor putea face concurență acestor piețe. Cum se lucrează la Orhei? Raionul Orhei este un raion cu niște terenuri de podgorii unde a fost dezvoltat foarte mult viticultura. Și această ramură în ultimul timp cunoaște toată lumea că cu embargourile care ne-au fost puse din Rusia, au niște pierderi colosale. De aceea, oamenii trec de la vinificatori, trec la alte gen de ocupație și e clar că avem acum multe aree protejate care se ocupă, dar să spunem că noi avem producție în stoc multă și agenții economici n-au realizat, poate nu este atât de corect. Eu chiar am avut o solicitare de la niște prieteni care au solicitat 5.000 de tone de fructe, 5.000 de tone de cartofi și 3.000 de tone de sucuri. Când am făcut o analiză împreună cu Direcția Agriculturii, în raionul nostru am găsit numai 1.200 de tone de fructe. Dar care era cauza? Poate nu corespundeau cerințelor? Noi trebuia să ne ducem... Ne-au propus niște nemți care pe piața Kazahstanului să aducem această producție. Nu este această producție. Poate prea târziu
ne-a făcut solicitarea asta. Noi, în raionul nostru, avem cea mai mare fabrică de conserve, care vreau să vă spun că, grație Ministerului și Guvernului, care anul acesta a dotat cu un leu 50 și un leu 20 la realizarea mierilor și a prunelor, raionul Orhei a beneficiat de 7 milioane de lei în plus la subvenționarea producției pe care n-a putut-o realiza peste hotare. Aceea, la un kilogram de miere anul acesta au fost 2 lei și 25 de bani, pe când anul trecut era 2 lei și 15. Este un surplus și chiar din discuțiile cu fermierii, cu producătorii, au fost într-o măsură care mulțumiți. Deci, da. Să mai adaug, când, în virtutea circumstanțelor deja, cunosc agenții economici din cadrul raionului Orhei, care exportă, la momentul actual, miere în Egipt. Deci au exporturi mai bine de 1000 de tone. Deci miere de la noi de Orhei. Anual. Deci până acum au exportat deja. Fiindcă dacă până nu de mult erau orientați pe piața rusă, de fapt eu bănuiesc că acești agenți economici, fiind noi, nu au fost nici într-un caz, nu cred că ei au exportat piața Federației Ruse. Deci nici nu s-au orientat chiar la această piață, dar s-au orientat direct la piața externă, deci nu la piața Federației Ruse, mă refer aici. Deci, de asemenea, cunosc agenții economici cum este Chateau Vartelli, care s-a reorientat de la piața Federației Ruse, fiind un agent economic primordial care exporta mai bine de 70% din produsele sale în Federația Rusă. Acum nici 10% nu exportă. De fapt, acum nu exportă la moment nimic, dar până la aplicarea acestui embargo, deci politic de altfel, deci export în Statele Unite au produse de vinuri care exportă. Export în Germania, în Cehia, deja mai bine de 30% din produsele sale sunt realizate piețele din România. Deci este un agent economic care categoric nu se mai orientează deja pe piața Federației Rusă. Necătând la faptul că acele produse care sunt din Orhei, deci sunt cotate atât pe piața de est cât și piața de vest. Ceea ce spunea și domnul președinte, compania Orhei Vit. Deci chiar la momentul actual exportă 30% din produsele sale pe piața Federației Ruse. Deci aici mă refer la sucuri concentrate și la mâncare pentru copii sau produse alimentare pentru copii. Deci aici Federația Rusă nu a găsit modalitatea de a aplica într-un fel sau altul embargo. Deci fiindcă cu adevărat sunt niște produse care sunt cotate în întreaga lume. Deci până se vor reorienta la alte piețe, deci bănuiesc că acei demnitari au decis totuși... Vedeți că noi avem restricții la embargo, la soiurile tehnice de palmă, de vinuri, dar la soiurile de masă nu avem restricții. Cei care s-au ocupat cu creșterea strugurilor de masă au avut tot posibilul ca să exporteze în Rusia, așa cum nu exportau și până acum. Și-au exportat. Și-au exportat. Ca să tragem o concluzie vizând activitatea agricolă în raionul Orhei, de fapt, atunci când se vorbește despre exporturi, nu este o problemă. Și atunci când se vorbește de exporturi, o singură problemă ar fi lipsa mărfurilor, producției agricole. Din ceea ce ați spus dumneavoastră. Este și o problemă. La momentul de față este lipsă, fiindcă eu nu în zadar am spus că majoritatea, cantitatea maximă de miere anul acesta le-a fost convenabil crescătorilor de miere ca să o vândă la fabrica de conserve, pentru că a avut un preț bun, 2 lei și 25 luați dintr-o dată, cred că este un preț nu chiar atât de rău ca să repui niște miere la frigider, să le vinzi peste o jumătate de an și nu știi cum care ar fi prețul. Care ar fi prețul. Jumate, în afară de aceasta, anul acesta, la începutul anului, prima jumătate de an, am avut un an ploios, un an cu multe ploi, care au afectat livezile într-o măsură care destul de tare și bolile au fost frecvente. Deci aia făinoasele, acele boli care predomină în livezile noastre, anul acesta au fost ca niciodată și calitatea mierilor în stare proaspătă nu au fost chiar aceia care ne-am dorit-o noi. Deci aia, undeva cred că 70% din cantitatea de miere au fost exportată la fabrica de conserve. Mai mult ca atât, aici ar mai putea menționa chiar acei telespectatori care merg la piață, inclusiv și noi când mergem la piață, eu chiar nu am găsit miere de 1 leu sau de 2 sau de 3 lei kilogramă. Nu am găsit prune de 2 lei kilogramă. Prunele, cu regret, costă 20 de lei kilogramă la momentul actual.
Mierele costă 8 sau 10 lei. Deci sunt produse de origine moldovenească. Pentru că probabil trec prin mai mulți intermediari. Deci chiar am văzut pruni care sunt de la producători, dar îi vând cu 20 de lei kilogramul. Deci cererea trezește ofertă până la urmă. O altă problemă care mai este la noi în Republica Moldova, deci pentru agenții economici, sunt dacă e mai dăune sau ani precedenți mergeam în Federația Rusă, încărcau tirul cu miere direct de pe deal, mergeam în Federația Rusă și vindeau la piață. Deci dacă ar face o analiză câte miere sau câte prune au fost vândute în magazinele din Moscova, din Voroneș, Breansk, în orașele mari, sau într-o rețea de magazine, deci atunci nu vom găsi produse de origine moldovenească, produse agricole, mă refer. Deci ei vând la piață. La piață au pus banii cash în buzunar, vin acasă să jelui că nu au bani, nu au cu ce achita salariile, deci este foarte greu. Deci în cazul când cei agenți economici vând azi, la ziua de azi, vând cu 8 lei kilogramul de miere în Egipt, deci sunt efectuate transferuri bancare pentru anumite produse. Din aceste 8 lei sunt achitate impozite. Deci, ceea ce la noi, cetățeanul sau agentul economic, este mai puțin organizat în acest domeniu. Completarea bugetului. Bănuim că într-o perioadă scurtă de timp, deci vor conștientiza că este binevenit să fac un produs de calitate pentru a-l vinde calitativ. A-l vinde calitativ mă refer la o calitate a marketingului care deja trebuie efectuată. Deci, după care, vor fi achitate și impozite. Și nimeni nu vor veni și s-ar măjălui că, uite, nu avem bani cu ce achita salarii, impozite. Deci, deși realitatea este alta. Deci am auzit acum realizările, de fapt, la care a ajuns până la acest moment administrația publică locală din Orhei, dar ne interesează și restanțele pe care le semnalați acum, mai având încă 5-6 luni la dispoziție. Domnule vicepreședinte, care ar fi restanțele sau problemele cele mai mari ale raionului pe care încă nu ați reușit împreună cu ei? Cu colegii să le soluționați? Una dintre cele mai mari probleme socot că totuși este răzăcnea antrenarea, mai ales a populației rurale în câmpul de muncă. Pentru că avem o mare parte răzăcnei care nu au ocupații și atunci chestia asta generează alte probleme de ordine social. Chiar acum veneam și mă uit în jur, vedeți o sumedenie de câmpuri care nu sunt prelucrate. Noi suntem în luna decembrie, câmpuri neprelucrate. Duci pe scotare, acolo îi arat tot până la drum. Un milimetru nu rămâne de... Sunt foarte multe terenuri neprelucate care, mă rog, țăranul nu are cu ce. Dacă este o cot individuală, să zici, pe care nimeni nu vrea să o... Adică sunt probleme, nu pot spune că nu sunt probleme. Sunt probleme și de ordine, să zicem, chiar în domeniul social, în domeniul educației, unde sunt foarte puțini bani alocați, cu toate că practic se duce cea mai mare parte a bugetului la capitolul respectiv, dar oricum, nu este normal. Eu, de exemplu, când copiii zicem după masă, practic rămân în voia sorții, așa? Sau la servicii cu părinții. Sau la servicii cu părinții. Adică ar trebui de găsit sursă ca într-adevăr să fie deschise secții de orice gen, așa, că sportivi, că de artă plastică, nu știu care. Copilul trebuie să fie ocupat, să fie în vizorul nostru și atunci vreau să că noi omitem alte probleme de ordine care există. Nu putem să le neglijăm lucrurile acestea. Eu nu am terminat lucrurile astea. Fusese întrebarea mai înainte de privitor la terenuri sportive, prin localități și mai departe. Fiecare instituție de învățământ din vreo localitate XYZ are teren sportiv. Dar urmează să vedem în ce stare sunt. Păi da, starea nu este atât de, dar terenul acest sportiv, adică nu trebuie să fie cu uite școli și noi după ora 14 am pus cheie la poartă și nu are drept nimeni să folosească de terenul respectiv. Adică nu, ideea care, nu putem să construim noi într-o localitate, să zicem noi trei terenuri sportive, cu unul vreau să chiar școli, unul e grădiniță și unul pentru tineri din localitate. Asta e o prostie, fiindcă peste hotare nu există lucrurile acestea. Am văzut școli, vreau să zic, unde părinții au dreptul să vină după ore sau chiar seara sau chiar toată noaptea. Adică 24 de ore școala este deschisă. Directorul s-a uitat și a uimit la noi și bine, școala este comunitară. Noi întreținem școala din buget. Dacă profesorii stau ia uitați, vedeți cum a spus dumneavoastră întrebare, cine să fie paznic. Noi deodată ne temem de tălhare, așa cine așa să fie paznic. Așa e la întrebarea. Dar noi trebuie să omitem lucrurile acestea, doar asta este școala noastră care o achităm din bugetul nostru, așa? Și dacă s-a spart ceva, a spart intenționat, a deteriorat ceva, vreau să zic că asta e iarăși e lipsă în bugetul nostru. În loc să mergi înainte să construim altceva, noi trebuie să reparăm greșeala cuiva. Adică ține încă și de nivelul de educație care îl are populația noastră. Mă rog, lasă de dorit. Deci chiar ar completa, mi-amintesc când eu eram la școală, acum prin anii 92, 93, 91, 90,
deci în clasa 7, 8, 9, deci școala era deschisă de la ora 5 seara până la ora 9 seara, deci sala sportivă permanent era deschisă. Dar asta deci, de asta întrebam, cine o să fie paznic în situația în care atunci, profesorul de educație fizică a plecat deja la ora 14? Atitudinea generează atitudine. Noi venim la școală, la liceu, la școala din localitate, venim și jucăm basket, venim și jucăm fotbal în sala sportivă. Deci anume noi, cei elevi care eram la școală, deci încercam să păstrăm acel bun. Deci deja ne durea sufletul când vedem pe cineva care nu păstra. Deci iarăși revenim înapoi. Atitudine generează atitudine, nu invers. Deci și atunci și profesorul bănuiesc se va turna cu altă atitudine față de toate lucrurile care sunt, față de toate bunurile care sunt în sala aceea sportivă. Dar o altă problemă este, care dumneavoastră ați menționat-o, salarizarea. Deci nu văd o problemă în salarizare atâta timp cât nu este dorință. Deci nu vorbim de partea financiară, pur financiară. Deci să încerce cel puțin profesorul de educație fizică să lese ușa deschisă de la ora 5, o dată, a doua oară. Bine, în cazul în care va fi nevoie, poate chiar va fi nevoie de prezența unui profesor o dată în săptămână, o dată în, dar în fiecare localitate, în fiecare școală sunt 10, 15, 20, de fapt peste 30 de profesori de diferite discipline. Care este problema că un profesor o dată în zi, seara se reține până la ora 7, de exemplu. Să vii de la 5 până la 7, să stai, să asiste în sala sportivă. Deci nici nu o dată, s-ar primi o dată la, dacă sunt 30 de profesori, luna are 20 de zile de școală, deci s-ar primi o dată la două luni. Deci, dacă se va trezi acest interes, eu cred că și profesorii vor accepta. Mai mult că atât, când noi jucam acel basket, volei, venim cu profesorii jucam, nu cu altcineva. Au fost. Acum și am devenit prea mercantil, știți? Măsurăm tot dici, mănânci, gata, mai departe, faci bun pas. Este și responsabilitatea socială. Deci se mențin aceste atitudini față de sport, față de talentul, deci pentru a genera copii talentați, fiindcă eu am început în școala din localitate, jucam fotbal duminica, cred că în 2, prin anii 90. Deci acum se adună, și acum mergem, deci în fiecare duminică. Este frig, plouă, ninge, iarnă, vară, deci permanent sunt în jur de 20 de copii. Ba mai mult ca atât, sunt zile de duminică când se adună peste 40 de copii, 40 de elevi. Domn președinte, nu am auzit restanțele pe care vreți să le menționați și cum le soluționați? Cea mai mare problemă, accesul cetățenilor la un teren de sport, tot timpul l-a avut. Am înțeles. Alau și acum, nu e o problemă. Chiar este o soluție și trebuie să cunoască și cetățenii că au acest drept să vină și să ceară. Poate greu în sălile de sport, dar noi avem profesori de cultură fizică unde au cercuri după masă și ei sunt prezenți. Nu e problema asta. Eu vreau să vorbim spun, din sate, școala este chiar încuiată la un moment dat. Nu, este încuiată. Noi avem ori sunt după masă, unii permanent, acolo unde este stăpân, este deschis. Dar dacă terenurile de sport nu sunt cu niciodată, ele sunt în ogradă. Altă problemă. La capitolul restanță, vreau să spun că a fost și rămâne cea mai mare problemă. Să avem venituri cât mai mari în fiecare localitate. Completarea bugetului. Completarea bugetului. Eu m-am exprimat astăzi că în majoritatea primăriilor noi avem completarea bugetului la moment de față în jur de 10%. Noi ne dorim macar 30% să le avem. Dar se vede cu ochiul liber acum, în ultimii ani noi ne-am axat cel mai mult pe sfera socială. Și într-adevăr, dacă nu creăm o infrastructură într-o localitate bine pusă la punct, atunci este imposibil ca să atragem niște venituri, să atragem niște oameni care să facă un business mai mic sau mai mare, să facă o activitate economică. Și este evident că, în primul rând, ne-am axat pe investițiile în infrastructura satului, după aceea ce o să avem apă, canalizare, gazificare, drumuri, vom avea și investitori, vom avea și oameni de peste hotare care vor cumpăra terenuri agricole, care vor face fabrici, care vor da locuri de lucru și, la rândul său, ne vom completa bugetul fiecare localități, macar, cum am spus, cu 20-30%. Asta este cel mai principal. Dar să o cunoaștem fără o infrastructură în sate nu este posibil. Și vreau să vă spun, de ce nu se atrag în ultimul timp la sate tinerii? Bunei noștri au avut câte 11-12 copii, părinții noștri 9-8, noi eram din 5-6, copiii noștri din 2-3, nepoții din 1-2, cred că. Demografia aceasta a scăzut. Și având copiii noștri, având un copil sau doi, ei vor să dea o educație cât mai bună acestui copil. El vrea ca copilul să frecventeze și un basen, să frecventeze o școală muzicală, un centru de sport, o detnicire. Ceea ce mai puțin noi putem avea acum în sate. Acest lucru este important pentru societate. Deci
este necesar ca niciodată noi să avem creată o infrastructură bună în localități. Ceea ce facem noi astăzi cu optimizarea școlilor și poate de multe ori suntem și criticați, dar să știți că din acele 13 școli care în Orhei au fost optimizate, noi nu avem nicio plângere nici la un părinte și nu avem nicio obiecție că este mai rău. Dimpotrivă, părinții sunt satisfăcuți și un copil se dezvoltă acolo unde este concurență, unde se educă 500, 700, 1000 de copii, dar nu unde 4, 6 copii, unde avem clase mixte, 2 de-a 2-a, 4 de-a 4-a, aceea nu este carte. Astea sunt niște realizări care le-am făcut, dar pentru viitor avem nevoie de muncit mult, 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 ca să... Da, foarte pe scurt. Mult, mult, mult ca să atingem scopul care vrea societatea, nu care le vrem noi. Noi, în viziunea noastră, parcă ne pare că am făcut ceva, dar societatea vrea altceva, vrea cu mult mai mult. Urmează să ascultăm ce vrea societatea în continuare. Consilierii și în genere Consiliu sunt acei anume promotori al promovării sau al exercițiului bugetar. De fapt, noi ne-am pus ca scop parcursul anului 2015 să finisăm gazificarea întregului raion și cred că va fi unicul raion din Republica Moldova care până la finele anului 2015 va fi gazificat 100%. Deci am pus ca sarcină anume atât conducerea raionului, președintelui, vicepreședintelui, deci fiindcă noi suntem acei legiuitori locali care nu putem influența mai mult sau mai puțin executarea lucrărilor decât executarea lucrărilor, acestor lucrări. Dar, de asemenea, mai există carențe ceea ce ține de apă, canalizare, iluminare stradală. Dar parcursul numai ultimor 2-3 ani de zile, deci majoritatea, foarte multe localități, deci deja beneficiază de apă de calitate la robinet. Deci nimeni din aceste localități acum nu-și mai poate închipui că poate spăla rufele afară cu apă adusă de la fântână. Deci dacă acum să încercăm să închidem robinetul într-o localitate, ceea ce de fapt uneori se întâmplă anume avarii tehnice, deci imediat cunoaște, cred că, toată Moldova, dacă nu tot Orhei. În cele 75 de localități care sunt în Orhei, astăzi 61 de localități dispun de apeducte construite din nou și renovate. Pe când canalizarea am avut numai 5 localități și acum avem 6 proiecte de construcție a sistemului de canalizare, încă în 6 o să avem. În 11 localități. Pentru că un sistem de canalizare este de 5-6 ori mai scump decât un sistem de apeduct. Un lucru simplu. În localitățile, în proiecte care avem acum, în jur de 10 milioane. Sunt niște bani enorm de mari. Ca să realizăm acest subiect, avem nevoie de timp. De asemenea, mă preocupă, care iarăși ne-am pus ca scop prioritar parcursul anului 2015, să fim implicați la maximum în exercițiul bugetar, ceea ce ține nume de asistență socială. Deci, fiindcă sunt foarte multe localități unde cetățenii de rând deci primesc asistență socială, deci chiar la nivel republican, care nu merită aceasta. Deci este dureros faptul când cineva din fruntea țării deci declară declarativ că toți cetățenii care vor veni din Federația Rusă, acum emigranții vor veni acasă, deci le vom da asistent social de 2600 de lei sau 3000 de lei care primesc. Deci este dureros când asta este sistemic. Deci bine, într-un caz în care 2-3 luni de zile persoana nu-și poate găsi de lucru, da, poate fi aceste persoane ajutate. Dar acestea, dacă sunt sistemic ajutate parcursul întregilor ani, deci 2-3 ani de zile, deja asta este o boală pentru societate. Deci, iarăși ne-am propus ca scop parcursul, cel puțin până la finisarea mandatului, deci să încercăm, cel puțin, să aducem la cunoștință atât a cetățenilor cât și a conducerii de vârf a Republicii Moldova că nu este bine de ajutat acei cetățeni care nu doresc să lucreze. Deci, dacă ei nu sunt angajați sau să plătească taxe. Că lucrează în altă parte. Da. Aici este timpul și să auzim și vocea cetățenilor din raionul Orhei. Vă rog să fiți atenți pentru că voi ruga să le comentați. Pe viitor să gândească la o componență mult mai efectivă a membrilor Consiliului, că cei care, după părerea mea, formează, într-o măsură oarecare, viziunea pe activitatea în viitorul apropiat, care ar include formarea locurilor de muncă, un loc de locuri de muncă mult mai vast pentru diferite categorii de populație, care ar permite la momentul de față să mărim populația orașului Orhei, ceea ce ar da posibilitatea să acumulăm în buget mai multe taxe, mai multe venituri și ar da posibilitatea să facem un volum mai mare de lucrări, cât în iluminarea orașului, străzile reparate și multe alte
lucrări care ar aduce un profit pentru orașul Orhei. Că ar fi o legătură cu publicul mai des, mai să mai întâlnească și cu cetățenii. Poate și cu ăștia veterani, cu bătășapă, cu ăștia să fac ceva cu ăștia care producători, care sunt cu, adică ăștia care fac locuri de muncă, care vor o întreprindere care să o facă. Ceva, ceva, poate să sfătui, cum ce-ar fi mai bine, fiindcă noi, adică cum, să deschide, să face frumos, să deschide. Farmacie, asta, magazin, dar de produs, nimic, așa, ceva, așa, să fiu. Să avem salarii, să avem condiții de lucru și de trai. Locuri de muncă, în primul rând, bine plătite. Locuri sunt, dar nu sunt plătite bine. În al doilea rând, e foarte bine să gândească și la populația de zi cu zi. Administrația publică locală trebuie să fie mai sigur implicată în tot ceea ce au pe teritoriu, mai ales în investiții, în reparația drumului și multe alte lucruri de infrastructură, de menire social-culturală. Locuri de muncă, în primul rând, bătrânețele trebuie asigurate. Cum comentați ce ne spun cetățenii? Referitor la locuri de muncă, vreau să vă spun, eu am vorbit anterior, este o problemă, a fost, este și va fi pentru locuri de muncă bine plătite, cum s-au exprimat locuri de muncă, sunt, dar nu. Vreau să vă spun că în această toamnă, pentru implementarea celor 76 de milioane de lei care au fost la anexa 4 și la drumuri, noi am avut un deficit de locuri de muncă de peste 300 de locuri. Unde un om simplu putea să aibă un salariu de la 4 până la 6 mii de lei, un specialist de la 8 până la 12 mii de lei liber. Dar, cu părere de rău, specialiștii buni sunt plecați peste hotare. Deci eu am să completez, domnul președinte. Urmărim pe site-ul Agenției Naționale a Forței de Muncă, sau cum se numește corect, așa, da? Și urmărim că au publicat locurile vacante de muncă. Și acolo se începea, deci loc vacant la grade cărat, 20.000 de lei salariu. Cum? Prost plătite. E alta problemă, că adică locuri de muncă sunt, că eu mă uitam în continuare, deci mergea că nu era un singur loc acolo, erau alte locuri acolo foarte, foarte bine plătite, 16.000 multe locuri, 14, 12, 10.000, 8.000, adică se oprea undeva la limita de 6.000 de lei. Chestia în altceva, că noi nu avem specialiști, atât cum a spus domnul președinte. Noi nu avem specialiști bine plătiți. Discutam cu niște tineri, vreau să zic că privitor la, știți, noi, foarte mult acum societatea a fost pulverizată privitor la orientarea noastră spre Uniunea Europeană, la care tineri, știți, am rămas uimit, că știți că de obicei, adică noi tot timpul dădeam vina pe bătrânii, uite, ei ne fac festa, că votează comuniștii, că nu știu ce și nu știu cum. Dar sunt foarte mulți tineri care sunt dezorientați ei însuși, anume prin nivelul de cultură care îl au. Nu mă tem să spun lucrul ăsta, că nu-l au. Adică, care a fost răspunsul? Da, eu am fost în Europa, acolo și nu mi-a dat nimic de lucru. La care îi răspund, omule, în Europa te duci nu la lopată, la lucru, că Europa are nevoie de cadre bine pregătite. Fiindcă eu cunosc tineri, văză că foști elevi de mei, care unul din ei, de exemplu, lucrează ca programist la Parlamentul European. Cum, în Belgia, adică nu s-au găsit acolo specialiști care să cunoască calculatorul, trebuia să vină orhiean acolo? Da. Cunosc alți specialiști, văză că foarte bine în Anglia aranjați, care lucrează ca avocați, ca juriști. Așa? Au mulți alții deschise firme de în construcții și așa mai departe. Adică, știți, s-au deprins ai noștri că pleacă la Rusia și pleacă la lopată, știți că am bancul cel care am visat, uite când au căzut nouă să tencuim o clădire care până în nouă și o să avem de lucru toată viața. Dar nu e așa, trebuie să schimbăm, vreau să zic, mentalitatea și evident că trebuie să fac carte moldovanul ca să devină într-adevăr competitiv ceea ce o să le oferim noi și pieții europene. Da, hotarele s-au deschis, evident că nu se duce numai în vizite, mulți o să plece la muncă acolo, dar acolo Europa așteaptă specialiști cu studii superioare, specialiști care pot să facă față anume... Dar locuri de muncă locuri, în țară. Sunt locuri de muncă în țară, vă zic, dar care cer și aici o calificare înaltă. Da, sunt și locuri mai prost plătite, fiindcă avem și... Și foarte și des auzim deja, agenții economici chiar autohtoni ne spun că sunt dificultate să-și găsească niște corect, specialiști. Fiindcă nu avem cadre. Mulți au plecat, mă rog, în goană după niște venituri mai mari. Dar chiar și pregătirea cadrelor. Noi ne stăruim să deschidem câte mai multe universități, dar am uitat de școli profesionale tehnice, unde ne-a dat tot timpul. Chiar pe vremea comuniștilor, cum spunem noi, era un lucru bun. Noi astăzi am primit
peste 100 de grederi, dar nu avem nicio școală unde să aibă grupă de pregătire a unui autogrederist. De aceea, în Orhei, unde avem școala profesională, noi, în ultimul timp, am completat-o încă cu 6 grupe de specialiști pentru viitor, specialități, într-adevăr, care necesită în ziua de astăzi. Un electrician, un lăcătuș, un sudor, un sutor, un muncitor bine calificat. Mai mult ca atât, aici puteam menționa, deci, dacă făcând o retrospectivă în ceea ce ne-a spus, ne-au spus cetățenii, deci cei care sunt de o vârstă mai tânără, deci într-adevăr îi preocupă locurile de muncă. Cei care sunt de o vârstă mai înaintată îi preocupă pensiile. Deci cei ce țin de locurile de muncă, la momentul actual, ceea ce a spus domnul președinte. Deci doamna Maia Sandu, exponent al Partidului Liberal Democrat din Moldova, parcursul ultimilor 2 ani de zile ne-a demonstrat că numai anul acesta nu mai sunt locuri vacante la școli profesionale tehnice. Deci bine, în 2-3 ani de zile noi vom avea deja acei specialiști, conductori de tractoare, mecanici, sudori și așa mai departe. Deci deja vor fi. Dar unii înțelegeau că este neapărat obligatoriu să deții studii superioare. Bine, eu personal, fiind profesor la Universitatea de Stat, sunt studenți care îi cunosc, studenți de-ai mei, exponenți, bine, care sunt în cadrul Consiliului Europei, ceea ce a spus domnul vicepreședinte. Deci chiar nu s-a găsit în cadrul Consiliului Europei să lucreze cineva din Franța, din Marea Britanie. Deci sunt studenți care îi cunosc, deci de asemenea care eram la externe, deci lucrează avocați în Marea Britanie, din Republica Moldova. La noi, în Republica Moldova, se face carte, dar nu este obligatoriu toți cei care au obținut bacalaureatul cu nota 10 pe linie, unii nu pot scrie, nu pot citi, deci ajung și fac studii superioare, după care eu întreb inițial, deci în cazul în care tu nu vii la lecție, tu nu înveți, care este scopul tău? Deci după asta oricum merg în Italia. Ei bine, sau la Moscova. Mergi și învață de electrician bun. Deci nu erau specialități. Deci Ministerul Educației a elaborat aceste politici anume de specialități, ceea ce este actual la moment. Deci nu mai sunt în colegii, nu mai sunt în școlile profesionale tehnice, acele specialități care nu sunt cotate azi pe piață. Nu mai sunt. Eu aș vrea să revin la o opinie exprimată de o doamnă din Orhei care spunea că ar fi mult mai bine dacă autoritățile s-ar întâlni mai des cu publicul. Vreau aici să vă întreb, dincolo de evenimente și lansări, când ultima dată ați fost la o întâlnire cu cetățenii să nu fie legată de un eveniment de lansare și în care sat ați fost și cu cine ați discutat? Foarte scurt, vă rog, domnule președinte. Să știți că administrația publică, cât de nivelul 1 și nivelul 2, mai multe ori ne întâlnim cu sistemul bugetar. Noi chemăm, chiar suntem. Mergeți în sate? Nu mai de neapărat. Eu, practic, în timp săptămânii, două-trei ori, am întâlniri în diferite localități. Doar avem mai mult cu pedagogii, cu lucrătorii primăriilor, cu lucrătorii din sfera bugetară. Dacă vă amintiți. Chiar am fost la școala Cărăgeale, unde pe parcursul 20 de ani de zile nu am putut transfera o școală cu o capacitate de 1200 de copii, învățau 280 de copii ruși, de etnie rusă. În acealaltă școală, o școală adoptată, cu niște condiții nu chiar bune, 1100 de copii. Parcursul a 2 ani de zile s-a lucrat foarte mult și am convenit că am făcut schimb aceste două instituții. Dar în sat, unde ați fost? În sate am avut posibilitatea în luna aceasta să fim în toate satele. Că era campanie electorală. Și nu, eu n-am fost degrevat, nu m-am ocupat cu politica, eu mi-am făcut funcțiile mele ca președinte a raionului. Permanent am fost în localități cu diferite probleme de activitate economică, socială. Domnule vicepreședinte, dumneavoastră, când ați fost și unde ați fost ultima dată? Folosindu-mă de moment, așa ca doamna Slujuc să cunoască, adică domnul președinte a spus astăzi, deci în fiecare joi, la intrare în Consiliul Regional, lucrează Biroul Comun de Informații și Servicii, unde sunt prezenți, vă zic, un specialist din toate serviciile ale raionului și desconcentrate. Dacă mers în teritoriu să vorbiți cu oamenii, simpli, eu personal, da, zic că am fost în foarte multe localități, în foarte multe instituții, vă asigur. Fost? În ce sat am fost în Vâșcăuț, în Selești, am fost în Puțuntei, am fost în multe am fost, nu pot, practic majoritatea am fost, că, mă rog, a fost și campanie electorală. Dincolo adică, de campanie, da. Dincolo de campanie, adică am fost. Să nu vorbesc de campanie electorală, care într-adevăr am fost parcursul acestor două luni în fiecare localitate, anterior. Dar
post-campanie electorală, deci ultima localitate care am vizitat a fost localitatea Tribujeni. Deci cât nu ar fi de straniu, toate localitățile luptă pentru, au nevoie de apă, au nevoie de canalizare, au nevoie de lumină. Deci chiar am încercat să fac un exercițiu, anume un sondaj, să vedem de ce are nevoie cel mai prioritar localitatea Tribujeni de Răun Orhei. Cât nu s-ar părea de straniu, ei nu aveau internet. Deci nu aveau linii telefonică 3G, internet mobil 3G. Deci pentru asta am fost nevoit să fac o scrisoare din numele fracțiunii PLDMA, Consiliul Raional, deci prin care am solicitat compania Molcel, deci de a schimba acea antenă, fiindcă odată în an se petrece acel festival internațional sub patronajul domnului Vlad Filat, Gustar, care vin persoane din, practic zicem, din dacă nu din jumătate de Europa, cred că din mai mult de jumătate de Europa, cred că. Păi da, noastră deci, la Gustar a fost un internet bun. Da, deci asta se datorează numai... Pentru Gustar numai. Da. Nu a fost pentru Gustar. Spune vicepreședintele. Deci a fost pentru Gustar, a fost compania Starnet, cu care am încercat să conlucrăm, anume în localitate. Fiindcă în localitate sunt mai multe în Butuceni, sunt mai multe pensiuni, deci care nu aveau legătură la internet, dar acum, fără legătura aceasta a spațiului virtual, deci parcă nu ar mai exista viața. A fost doar o încercare de a stabili în cât de strâns să țineți legătura. Suntem deci, la final de emisiune legătura. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce așteptări aveți de la aceste negocieri care se duc între elitele politice de la Chișinău și credeți, în ce măsură vă așteptați să avem un guvern la sfârșit de an? Foarte scurt, vă rog. Cine? Eu doar două secunde la ceea ce n-am răspuns. Noi aveam, pe ultima sute de metri, avem 6 proiecte de finalizat. Avem în Clișova, Crihana, Ghetlava, Pțuntei și în toate aceste localități noi ne deplasăm cel puțin 2-3 ori pe săptămână ca să dovedim, să implementăm acest proiect, să putem finaliza, să luăm bani. De ce așteptăm noi? Așteptăm o înțelegere bună, o coaliție largă, cred că ar fi mai bună, las-o înțeleagă fiecare cum vrea, dar ea am înțeles că poate să fie, să fie o înțelegere, să fim cât mai puțin afectați administrația publică, din nivelul 1, din nivelul 2 și societatea îndrăjime. Reprezentați PD-ul, ce cunoașteți din interiorul acestor... Să nu cunoaște nimeni nimic. Nu cunoașteți nimic. Și nici noi nu cunoaștem multe tare, foarte dar e adevărat că se dau discuțiile mai mult pentru funcții? Nu pot să vă spun, nu particip, nu am informații. Aș dori ca cât mai repede vreau să se înțeleagă și într-adevăr să se conducă de rațional și nu de interese personale, evident, și cât mai repede să-l avem, că poate să fie un cadou într-adevăr cât sărbători, să trecem la un nou an cu, știți, cu o lămurire în chestia asta, fiindcă fiecare în societate cred că se întreabă, adică totuși ce o să fie. Că, mă rog, incertitudinea aceasta nu duce la bine, eu cred. Da, când important să se ajungă la un numitor comun. Poate în interiorul PLDM sunt mai multe informații despre aceste negocieri. Deci, de fapt, cum ne spune un filozof grec, ne spune că toate evenimentele deja au avut loc. Noi suntem martorii celor care urmează să se întâmple numai. Deci bănuiesc că va fi o coaliție oricum pro-europeană, ceea ce este foarte important. Și vă ține curs european, deci pentru aceia cetățenii și-au votat. Să menținem un curs pro-european. Eu vă mulțumesc că ați găsit timp și ați venit la această emisiune. Stimați telespectatori, vă reamintesc că am vorbit azi despre problemele, realizările, dar și restanțele autorităților publice locale din raionul Orhei pentru acest mandat care ajunge spre final. Și vă reamintesc că invitații emisiunii au fost, de fapt, toți exponenții tuturor formațiunilor politice prezente în Consiliul Raional Orhei. La emisiune au participat Ion Ștefârță, președintele Raionului Orhei, Ion Frunze, consilier raional, și Ion Racu, vicepreședintele Raionului. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vă reamintesc că dumneavoastră sunteți cei care vă trageți concluziile din cele spuse de aleșii locali prezenți la emisiune și reieșind din situația în care ne-am aflat astăzi, din lipsa celor care nu au dat curs invitației noastre. Sunt Angela Zaharova și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!